Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dat paceata oamenilor și darul preasfântului Spirit, încă fiind cu noi în ruviața aceasta, l-ai dat pururea celor credincioși spre moștenire neînstrăinată, iar astăzi, mai arătat, ai trimis acest dar învățăceilor și apostolilor tăi și buzele lor cu limb de foc le-ai întărit prin care tot neamul omenesc în roasă limba și în roauzul urei luând cunoștință de Dumnezeu. Cu lumina spiritului ne-am luminat și dintr-un șelăciune că dintr-un. Întuneric ne-am mutat și cu împărțirea limbilor celor de foc înțelegătoare și cu lucrare mai presus de fire ne-am învățat a crede în ține și pe ține Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Spirit, în o dumnezeire și o putere și o tărie a te cuvânta ne-am luminat. Tu, dar cel ce ești strălucirea Tatălui, chipul ființei și al firii lui, cel neschimbat și nemutat, izvorul al înțelepciuni și al darului, deschide mi și mie păcătosului buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog. Că tu ești cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea ta va învinge mulțimea acestora. Că iată, cu frică stăm înaintea ta, punând deznădajduirea sufletului meu în roadâncul milei tale. Îndreptează viața mea, cel ce îndreptezi toată făptură cu cuvântul și cu puterea cea negraita a înțelepciuni. Cel ce ești liman lincelor inviforatii și mă arată calea pe care voi merge da gândurilor mele spiritul înțelepciun tale, spiritul înțelegerii daru estele nepriceperii mele, cu spiritul temerii de ține adumbreste faptele mele, și spirit drept nu este în rucele din lăuntru ale mele și cu spiritul cel stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu.